Vreme rece în acest weekend la Giurgiu, ultima zi din noiembrie și prima zi de decembrie aduc și nori și soare, dar și vestea că de Ziua Națională a României nu vor fi precipitații. Totuși, pe timpul nopților se instalează temperaturile negative și înghețul, iar ziua nu va fi mai mult de 1 grad Celsius. Sâmbătă de Sfântul Andrei va fi soare toată ziua, vânt rece și doar 1 grad în termometre. Duminică 1 decembrie cerul va fi parțial noros, vânt slab și o maximă ceva mai rezonabilă, 3 grade Celsius. Pentru luni se întrevăd schimbări semnificative din punct de vedere meteorologic. Nori, soare din când în când, vânt domol și 2 grade maxima zilei. Luni în Bolintin, Mihăileș, Hotarele și Izvoarele se va înregistra 1 grad, la Ghimpați, Comana și Giurgiu 2 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 11 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă 240 de centimetri. Umiditatea aerului va fi de 91%.